Aseară Sorin a primit primele vești de la Simona. Dragostea mea, te urmăresc non-stop de când am ieșit și îți simt lipsa din ce în ce mai mult. Am luat legătura cu familia și tot ce îți pot spune este că oricât ar fi de greu, vreau să-ți promit că-ți voi rămâne alături și că indiferent de câte războaie vor veni, tu ești cel lângă care vreau să-mi petrec restul vieții. Multe lucruri de acolo s-au interpretat greșit. În momentul acesta am rămas noi doi. Suntem noi doi împotriva lumii, dar știu că vom răzbi. Te iubesc, șobolanul meu frumos, bibica mea, dragostea mea, o ușorul meu de ciocolată. La mine să plâng, jur. Hai să lăsăm un pic pe Sorin, că trebuie un moment. Hei! Viața mea, șarlatanca mea, îți mulțumesc din suflet pentru gândurile și pentru sfaturile de bine pe care mi le-ai dat. Vreau să știi că am înțeles absolut orice mi-ai scris acolo în scrisoare, fiecare rând. Știu că ți este greu, la fel de greu mi-este și mie, cu siguranță ție ți este mult mai greu deoarece ești afară. Vreau să-ți spun doar atât, să nu iei decizii pe care o să le regreți mai târziu. Sunt sigur că tu ești atât de inteligent încât să faci diferența dintre rău și bine și știi ce ai de făcut. Nu pot să-ți spun mai multe, dar înțelegi tu ce vreau să zic. Vreau să-ți spun că te iubesc din suflet și că mi-e dor maxim de tine fiecare zi pe care o petrec aici în casă. În lipsa ta, pentru mine este un coșmar. Însă eu sunt puternic la fel ca tine și cu siguranță vom trece peste această perioadă grea. Vă pup și vă iubesc, în special pe tine, Simona, te iubesc, viața mea. Într-un apel telefonic cu doamna Ana, domnul Gheorghe aducea o serie de acuzații Simonei. Tu ai venit aici să cauți o fată, tu ai venit, tu ți-ai uitat rolul tău de mamă, rolul tău aceea e să dai cu părerea dacă nu era fata potrivită, e pentru băiatul tău, nu să taci din gură și să facă el ce vrea cu tine. E greu, v-am trimis scrisoare, v-am trimis poză, voi n-aveți ori să vedeți în pozele alea. Am văzut și eu aseară. Și părerea ta unde e? Și ălea care nu au poză și nu fii atent aici, ca să înțelegi. Pozele ălea care nu se vede nimic în ele, ălea sunt site-urile ei pentru care sunt puse pe Facebook. Aia okay. Trebuie să plătești ca... Păi, ea a zis că a făcut video cea două săptămâni. Ce mai caută ălea pe Facebook dacă ea a făcut video? Gheorghe, îi părea rău de ce a făcut. Te rog frumos. Că plângea, ai văzut în pozele alea vreun regret, vreun plâns, că îi o durea ceva sau îi venea să plângă? Nu trebuie să mai condamnăm deocamdată pe ea. Eu condamn copilul meu, te rog frumos, păi că bebem acasă. Păi, îi dai două palme, eu așa te-am zis, îi dai două palme peste ochi în direct când îl vezi că nu-i corect. Lasă că știi ceva. Aha. El a zis că și are 30 de ani, nu trebuie să-l mai conduc eu, Doamne, pentru că asta e viața. Doamne, nu trebuie să o caută, Doamne, nu trebuie să lua bani, are bani de pus la cămătari, o caută cămătarii pe afară, a luat banii frumuse, okay. A luat... Doamne, ești nebună la cap, tu nu știi ce te faci. El vrea să se ducă, știi ce vrea el, să se ducă la pușcărie înapoi, aia vrea gata, el. Gata, nu s-au luat deocamdată. Pentru o săptămână sau două o cheamă înapoi să căsătorește cu ea și tot el va trage în cazuri. E problema lui, eu din partea mea nu se acord. Din sursă sigură, eu vă spun cine Simona, are bani luați de la cămătar și acum când a ieșit, o aștepta cămătarii la poartă, la buftea. O ia să descurce cu ei, cu banii care are de ea. Problema dar... lor, e problema ei. E problema lor, dar fiul tău încurcându-se cu ea, va intra și el în cazuri. Într-un mesaj postat public, Simona i-a dat un drept la replică domnului Gheorghe. Fac această postare pentru că nu reușesc un dialog cu stimabilul domn Drăghia. Bănuiesc că dumneavoastră, la cunoștințele pe care le aveți, știți că atunci când faceți o acuzație, mai ales de gravitatea celor pe care le-ați făcut, aveți și niște dovezi solide. Căci mă îndoiesc că dumneavoastră puteți fi influențat de un simplu mesaj sau zvon. Așadar, cu tot respectul necuvenit, v-aș ruga să-mi prezentați dovezi, precum că eu aș avea datorii la cămătari. Dovezi precum că aș fi jucat în filme pentru adulți. Dovezi precum că încă activez în domeniul videochat, dovezi precum că am avut pește, dovezi pentru absolut tot ceea ce afirmați. Eu, spre deosebire de dumneavoastră, dragă domnule, voi alege să tac pentru al dumneavoastră fiu, pe care dumneavoastră ca și tată îl jigniți de câte ori aveți ocazia și îl puneți în cele mai nefavorabile posturi. Dacă dovezile nu vor veni și nu vor fi solide, oficial vă anunț că legea se va ocupa de disputa noastră de acum înainte.
cu tot respectul necuvenit, Simona. Da, nu e liniște afară. Observ, da. Noi am zis și aseară la caprece în legătură cu ce a zis tata sâmbătă, că poate să fie zvonuri, poate să nu fie zvonuri, dar eu nu cred că ar trebui să acuz pe cineva în lipsa dovezilor, după cum mi-a zis și Ian. Doar prin simplu fapt că primești tu niște mesaje pe Facebook și îți spune anumită lume ce a făcut cineva la viața lui. Poate sunt doar zvonuri. Asta așa este. Nu te apuci să vorbești într-un spațiu public, cum este Facebook. Știți că Facebook este considerat spațiu public fără să ai dovezi. Pe de altă parte, cumva, Simona spune că ar putea să îl dea în judecată. Da, într-adevăr, însă aș ruga iarăși ești într-o situație delicată, nu? Într-adevăr, nu. Și cu această ocazie aș dori să-i transmit să se liniștească și să nu ia decizii la cald, să aibă răbdare să ies afară și să ne vedem, să vorbim între patru ochi. Ce ziceți, doamna Ana? Eu nu sunteți surprinsă de discuțiile astea? Da, aia am spus și eu. Să vedem afară, adică concret, nu să dăm păreri. Uh-huh. De-aia am vrut să liniștesc și sâmbătă pe soțul, să nu mai vorbim deocamdată ce nu... Să ieșim afară și el decide. Domnul Gheorghe, bună ziua! Nu. Pe Româna. Ce dovezi aveți? Ați făcut niște afirmații, niște acuzații grave la adresa Simonei. Doamne, dovezile care le am, să rămână doamna Simona. Da, bună ziua. Și mulțumesc băiatul meu în ce situație m-a adus. Nu eu te-am adus, tu singur da. Te-ai adus. Nu. Te-am trimis aici să cauți o fată, să spargi familie cu ea, nu să nu o vagabantă, să mă tragă cu mine. Da, nu, vă scot. Dacă spuneți așa, vă rog frumos, nu jigniți, nu este ok. Eu v-am întrebat strict dacă aveți vreo dovadă pentru acele acuzații că ar fi vânată de cămătari, că ar face prostituție sau altceva. Deci ca să vă spun așa, să începem cu începutul. Da, pe scurt. Sorin a fost sincer, s-a asumat ce a făcut, ea nu s-a asumat. Ea a spus o poveste că precum că... V-am mai zis treaba asta de 7 ori, altceva nou. Precum că ea a fost amantă 3 ani, minte, n-a fost nicio amantă. Acolo era peștele, acolo făcea filme porno și... Dar stați un pic. Astea sunt, domnul Gheorghe, astea sunt niște informații pe care le-ați cules pe internet sau aveți dovezi? Pe internet, de la toată lumea, i-am trimis poze. Uitați, doamna Simona. Da. Deci eu, doamna Simona. Da. Poate are televizorul, da. Eu știu ce vă rog frumos, când se termină emisiunea, să luați pozele care le-am trimis eu lui Ana. Dar le-am văzut, că credeți că nu le-am primit și eu. Stați liniștit, că primești și eu tot. Pozele le-a spune așa ce oferă ea în privat. Da, da, asta nu înseamnă nimic. Asta, fotografiile dovedesc. Doamna, fotografiile dovedesc că a făcut videochat ceea ce a și spus. Deci pe site-ul respectiv spune așa ce oferă ea în privat. Oferă să dar nu aș vrea să detaliem la ora asta. Așa, cred că așa... Sex oral profund, da, vă rog să-l scoateți, gata, nu, îmi pare rău, nu pot, mulțumesc, îmi pare rău, nu. E ora care nu ne permite astfel de discuții, dar știi cum e, tata e foarte agitat, trebuie liniștit cumva. Dar eu nu cumva. Înțeleg că dumneavoastră nu vă înțeleg, că m-ați întrebat acum o săptămână sau două dacă îmi doresc mai era, să nu, nu mai era Simona, era vorba despre nu să nu atace pe ea așa, înțelegi? Eu chiar nu înțeleg, sincer. Mi-am exprimat acest și iar voia să vorbească cu doamna Ana. Acum iar putea să vorbească în privat cu doamna Ana. Nu trebuie să fie de față toată lumea și o țară întreagă, nu. Și acum ce faci, mă cerți pe mine? Are dreptul la replică. Da, na. Corect, așa. Atunci la ce m-ați mai întrebat pe mine dacă vreau să mai intru? Te-am întrebat atunci pe o situație punctuală. Ok. Și cât a fost bine, Simona în casă, am respectat această dorință a ta de a nu intra în legătură cu tata. Pentru că și Simona are dreptul la replică, este și ea la telefon. Ce să vezi? Sau să nu o băgăm pentru că nu suporți dialogul. Bună, Simona! Bună ziua, doamna Simona! Bună ziua tuturor! Bună, Sorin! Bună, dragostea mea! Te pup! Mulțumesc mult pentru dreptul la replică.
Așa. Foarte multe acuzații ne-au fost aduse în ultimul timp, acuzații grave. Dacă până acum am ales să păstrez calmă și să rămân tăcută, pentru că am înțeles cumva deranjul domnului Gheorghe, deja acuzațiile acestea mă pun într-o postură foarte proastă. Și referitor la faptul că mi-a spus Sorin că nu iau o decizie la cald, nu este o decizie luată la cald, acest om instigă. Grupurile sunt pline de jigniri pe care nu aș putea să le reproduc aici, live, la dumneavoastră în emisiune, dar cu siguranță am încredere că Sorin le va vedea când va ieși afară. Toate probele le am și sunt păstrate. Bun, asta, eu înțeleg ce spui tu. Problema este că el e cumva la mijloc, știi cum e. Că tu ești iubita lui, tata-i tata. Și mai e și mama... E o situație înțeleg, foarte delicată. În același timp, doamna Simona, ce aș putea eu să fac? Cum aș putea să mă apăr? Bun, am înțeles, am acceptat jignirile. Am acceptat că nu este de acord cu mine. Accept să nu fie de acord cu relația dintre noi. Deja a instigat oamenii și a spune neadevăruri, pentru că așa cum mi-am asumat lucrurile pe care le-am făcut, aș fi tot mi-a asum în continuare și faptul că niște cămătari m-ar fi așteptat în afara studioului. În primul rând, eu cred că acolo noi suntem supravegheați 24/24. Când am plecat de la emisiunea Mireasa, spre cazare, am fost condusă de către echipa Antena. Eu cred că echipa Antena știe foarte bine că pe mine nu m-a așteptat niciun cămătar afară. A pomenit despre cămătar este o afirmație gravă. A spune că eu am jucat în filme pentru adulți este o acuzație gravă. Faptul că acele site-uri încă sunt active face parte dintr-un contract semnat. Odată ce tu îți închei activitatea în cadrul videochatului, acel site rămâne activ. Dacă presupun că sunt oameni la televizor care urmăresc acum și care știu despre ce este vorba, da, într-adevăr, acel site rămâne activ, cu toate că tu nu mai lucrezi acolo. Este un contract pe care îl semnezi. În același timp, eu nu cred că cineva l-a obligat pe domnul Gheorghe să plătească un abonament și să intre acolo. Ei, dai seama că de curiozitate plăti un abonament. În același timp, doamna Simona, iertați-mă, este un domn cu o vârstă. Eu cred că am afirmat că am făcut videochat. Unde era curiozitatea? Care era curiozitatea? Corpul meu? Sau la ce se aștepta? Ce aștepta să vadă acolo dacă eu am afirmat că am făcut videochat? Sunt deja eu, sunt pusă într-o postură foarte, foarte urâtă și nu că nu m-a interesat. Bun, uite, înțeleg de la colegii mei că pe site-ul respectiv ar apărea că ai făcut mai mult decât ai spus. Nu este adevărat, doamna Simona, au fost 2 săptămâni până când eu am putut să-mi iau banii și chestia asta poate fi verificată. Da, acum important este să te creadă Sorin și cumva să liniștiți apele într-un nu fel sau altul. Nu putea fi rezolvarea, doamna Simona, dar îmi doresc din toată inima ca acest om să se oprească, pentru că e strigător la cer, sunt făcut în toate felurile posibile și imposibile și pe mine mai e cum mai e, dar am și eu niște părinți acasă care sunt huliți pe stradă din cauza domnului Gheorghe, care afirmă lucruri în continuare non-stop și non-stop. M-am săturat, vă spun din toată inima. Da, înțeleg că tu, Simona, înțeleg că tu încă nu ești acasă. Nu, sunt la București pentru că acum mă îndrept către secția de poliție pentru că am deja declarat ceea ce este agresiunea mea vis-a-vis de Buftea. Stai un pic, de pisică? Da, doamna Simona, sunt foarte multe declarații împotriva mea, precum că eu sunt un agresor de animale și în acest moment mă îndrept către secția, am programare la ora 5. Da. Sunt foarte multe lucruri cu care mă confund. În continuare eu îl aștept pe Sorin afară. Ne vom stabili la București, ne vom căuta o chirie. Nu am nevoie de absolut nimic din ceea ce deține domnul Gheorghe. Nu mă interesează averea dânsului. Nu vreau nimic de la ei. Vreau doar pace și liniște. Că ăla a fost motivul principal pentru care am spus chestia acolo. Să fiu singur și să se liniștească. Dar de aici, în punctul în care s-a ajuns, îți jur că mă face cu capul. Pur și simplu, da. Am obosit. Acum trebuie să te liniștești și tu. Uite, ai posibilitatea să vorbești un pic cu Sorin, care și el acum, îți dai seama, se gândește la... Ce să credeți-mă, nu mai îmi funcționează creierul în momentul ăsta, nu? Eu vreau doar să-i zic atât că a gestionat foarte frumos situația, nu i-a răspuns la rău cu rău, nu i-a vorbit urât, la fel cum a vorbit
tatăl meu despre ea și îmi doresc ca să se rezolve odată toată problema asta și să ne vedem afară. Te rog să mă înțelegi că dacă aș avea o altă cale prin care aș putea să-l liniștesc pe omul ăsta, aș face-o. Îmi doresc ca legea să-i dovedească în primul rând, pentru că este omul care pleacă urechea la tot ce oamenii spun sau nu știu dacă inventează, nu știu dacă este cineva care inventează și transmit lui chestii, dar am nevoie de lege să mă apăr în momentul ăsta. Spun cu mâna pe inimă, este ceva, deci e grup. Să facă ce vrea. Ce spuneți, doamna Ana? Să meargă, să facă ce consideră, nu trebuie să... Legea avem, Simona. Avem legi pentru calumnie, pentru... Da, știu. Știu și m-am interesat și vă spun cu mâna pe inimă că deja am la legătura cu avocați. Nu vreau, nu mai vreau. Legătura cu ce a zis tata, el singur s-a băgat în treaba asta, nu eu l-am băgat. Măi, oameni buni, țar România, dacă ascultați cine am recunoscut ce era de recunoscut, vă rog frumos, nu mai instigați, nu mai inventați, nu mai palivernați și dacă veniți cu o acuzație, vă rog din suflet, aduceți probe și dovezi, pentru că eu dacă ies din casă, pe stradă, sunt hulită. Pentru ce? Nu, consider, nu știu, în afară de faptul că l-am câștigat pe Sorin, care e cel mai frumos cadou din viața asta, emisiunea și toată experiența și oamenii ăștia m-au făcut din om neom. Da, îmi pare rău că se întâmplă toate lucrurile astea. Na, la un moment dat se vor liniști. Nu o să țină la nesfârșit. Mă rog la Dumnezeu fiecare zi pentru liniște și pace, că vă spun cum a păsut pe ăsta. E unul dintre motivele pentru care mi-am dorit să plec. Liniște. Să se liniștească și el, să-și vadă copilul singur, să nu mă mai vadă la televizor fiecare zi. Am încercat, vă spun cum a păsut, cred că am încercat un dialog calm și că, serios, dacă am jignit sau dacă am vorbit urât, dar nu am cu cine. Ai încercat să-l suni sau cum? Am încercat, i-am scris frumos, nu vrea să-mi răspundă. În schimb, alege să mă jignească, doamna Simona, cred că ați văzut, și nu e cazul să spun aici cum, dar pe grupuri, într-un hal în care, și acuzați noi, cu Constanța, că, adică niște aberații, niște lucruri foarte grave. Da, el crede orice zvon pe care îl aude, dacă îi scrie cineva un anonim, un mesaj și da, zice pentru că și el este foarte turat și foarte implicat în povestea asta. Da. Îmi pare rău, nu știu, cumva, probabil că lucrurile se vor liniști la un moment dat, probabil și când o să iasă Simona, pardon, Sorin și doamna Ana de aici. Până atunci, vă mulțumesc pentru dreptul la replică și vă urmăresc cu drag, non-stop. Mă uit la voi non-stop. Și tu care te iubești, aștept acasă. Și eu te iubesc. Înțeleg că e la părinții tăi. Asta, da, asta câteva zile la părinții mei. Cred că este în continuare acolo. Acum nu știu. Ești la părinții Izabelei? Nu, nu, sunt în București, dar ne vedem frecvent. Ok. Bine. Mulțumesc frumos. Te pup și te iubesc. Luăm o pauză.